10 lei de la sanatoriu. De la sanatoriu ați cumpărat? Da. În sticle și alte recipiente din plastic, vânzătorii ambulanți oferă oricui nămol din lacul Techirghiol, pe plaje, lângă sanatoriu și chiar în apropierea lacului Techirghiol. Vânzătorii susțin că nămolul este extras din adâncimea lacului, iar mulți turiști îi cred și îl cumpără. Dar nimic nu certifică și calitatea produsului, iar câteva sute de grame se vând cu 10 lei. Cât costă nămolul ăsta? De cele mai multe ori, amestecul negru care se vinde este luat din apropierea malului, din zona de devărsare a nămolului folosit. Doar că nămolul cu reale efecte curative este extras din largul lacului, de la o adâncime de câțiva metri, dintr-o zonă delimitată. Conține o serie de minerale cu efect benefic pentru sănătatea organismului. Aparent are aceeași culoare, însă este evident că nămolul proaspăt recoltat este mai închis la culoare pentru că nu sunt atât de multe elemente oxidate. Nu numai culoarea diferă, ci și mirosul. Nămolul autentic extras de cunoscători are un miros puternic de hidrogen sulfurat. Nămolul refolosit, colectat din conducte de deversare, poate fi periculos. Apare riscul iritațiilor cutanate, poate chiar și a infecțiilor, pentru că, din punct de vedere microbiologic, bacteriile care se găsesc în nămol pot să găsească condiții de dezvoltare și să fie dăunătoare pentru piele. Cumpărați nămol de la persoane necunoscute? Nu, absolut, niciodată nu. Pentru că nu am de ce. Exclus, nici nu trebuie să încurajăm comerțul ăsta. Nu am cumpărat niciodată. Am considerat că nu cred că e în regulă. Cel mai bun loc pentru terapia cu nămol sunt plajele de la Băile Reci din Eforie Nord, care aparțin de sanatoriul din Techirghiol. Nămolul extras din adâncurile lacului este considerat aur negru pentru sănătate. În fiecare an, pe lângă pacienții români, la Techirghiol merg și turiști străini pentru cure terapeutice.